Salutări și bine v-am găsit la un nou episod din DayZ, alături de Loris și de Rareș. Cred, dar nu mai fă intro, nu e epic. Ai miște fără. Să lăsăm când joci DayZ pe telefon. Stai, scuze, Andrei. Câți players? Loris, uite, îți trimit numărul meu de tel. Da, gata. Loris, vezi că ți-am trimis numărul de tel pe Skype. De unde? Ți-a dat Andrei? Da. Chiar mai ne... Ce să-mi plac, cine a ieșit? Nu, cred că o trăie mie și ceva, nu vă mesaj. Am 2 sticle de apă și 2 cantine. Ce se place? La voi s-a întrerupt? Nu. La noi... La mine s-a întrerupt. Am omorât un tip în perete și nu pot să iau chestiile. De unde, Loris, de unde ai numărul meu? Ți-a dat Andrei? La Andrei. Ai mers o dată asta. Ok. Oh my god. Nu v-am auzit că mi s-a întrerupt apelul, nu știu ce. Stai că mi-s zis ceva sal pe Skype. N-ați fost voi, nu. Cine? Okay. Acum mi se pare că mă întâlnesc cu tipii mult mai des, adică pe un server. Dau join, da. Cu noi doi Loris. Cu noi doi și încă un tip. No, tipul ăsta, ăla era la Police Station. What? Care erau șansele? Adică adminul. Da. Nu e adminul, dar avea numele adminul. Unii își pun numele așa. Nu, crede-mă că... Ar fi adminul, pentru că n-ai cum să-l vezi același tip sau așa de mai multe ori. Oricum, acum e sigur. Sigur nu-i nimeni pe bloc, da? Nu, mă, tipul e mort. Deci eu pot să dau loot. Loris, ești full gear? Aproape. Eu pot să dau loot pe aici, că nu-i nimeni, numai noi trei și tipul a murit. Eu să-ți dau, ce n-ai. Loris, știi câte glanțe de... Mi-am colat glanțele de M4. Hai, Loris, zi tu, o sumă. Încă un magnum. Să zic cine e cel mai aproape. Andrei, zi tu câte crezi că am. Ai mai jucat de azi dimineață? Nu, dar am intrat să-mi număr glanțele. Deci n-ai murit. N-am murit. 880. Așa, și tu, Loris? 900. Loris a fost pe aproape, 1846. Care sunt șanse să ai atâtea glanțe? Ce mă? Câte? 1846 de glanțe. 1800. Am 2 cutii de alea de 300 pline cu glanțe de alea astea care de 40. Te rog. Este! Găzdanul plin. Este! Am găsit și eu 300 roundbox. 3 încărcătoare de 60 pline plus ăla din înăuntru cu 60. No, bun, deci eu jur că atunci când găsesc M4... E, ce frate, țin glanțe pentru mine ca M4. Băi, dar vezi că îți dau. Băi, acum ce mă bucur. Ce? Da, nu e nimeni, băi, dar nimeni pe Police Station, decât un Bambi care este. Ce mă? Bă, tu ești la blocuri? Da, eu am spawnat. Și mă vezi? Nu m-am spawnat, îmi zice please wait. Și de unde știi că e un tip pe Police Station? Că am trăit. Nu pe Police Station, pe blocuri. Se strică serverul, nu pot să cred. Se strică? Îmi dă receiving. Fix de dintr-un lol. Da, uite, am găsit baionete de SQS PC, uite, nou message received. Bă, baionete de... Eu trebuie să cobor cumva de aici. Baionete de SQS... Oh, M4 și nu pot să-l iau! Loris? Da. Am găsit M4 și nu pot să-l iau, că zice nou message received. Care erau șansele? Loris, ești blestemat. Uh-huh. Vezi că am glanțe de Mosin pentru tine. Am amortizor la Mosin. Ai ceva pentru M4 glanțe, ceva? Nu. Fac colecție. Am găsit server. Eu nici n-am ieșit de pe ăla. Uh-huh. Am intrat pe ăla. Să nu fie nimeni pe bloc, asta e singura dorință. Nu! Pfaaa, mă. Ce? Serios, m-o dat înapoi, știi? Unde înapoi? Cu noi spawn sau înapoi în Police Station, deci, ceva? Nu, mă, înapoi unde eram. Deci nu mi-am păstrat. Vezi, zi-mi dacă e ceva pe blog, dar vezi că eu mă spawnez acum. Îmi zice waiting for host. Aha, mi-a dat spawn, ok, continue. Nu e nimeni. Scoate arma, Crex. Crex, scoate arma. Vezi că... Cine mai pe server? Că eu-ți las snipe acum. Trebuie. Crackly, crackly, crack. Astăzi las snipe. Văd pe noi. Ești pe stradă, ești pe stradă, ești pe stradă acum. Da, eu sunt. Dar nu ești pe server cu mine. Da, am ieșit, că e nou message received. Păi da, și...
Am intrat și pe altul. Intră pe mine cu un desi. Da. Intră unde se ocolori. Iarăși. Am uitat să-mi pornesc microfonul și să vă zic că eu am intrat o grămadă de timp. Vezi că i-am tras, l-am omorât pe ăla, one shot kill. Eu i-am luat și... Vezi că l-am omorât pe ăla de pe stradă. Nu. One shot kill. Deci nu se ăla de pe stradă. Nu știu exact. Ok. Oricum n-avea loot. Eu sunt pe alt server, că am uitat să pornesc microfonul. Că mi-era foame și mi-am luat ceva. Că... nu. Da. Deci ai auzit, Loris? Foaaai. Vezi că am omorât pe unul, era... Și ți-a dat kick? Uh-huh. Intrați pe serverul meu. Cât sunt? Andrei, nu e nimeni pe ăsta, nu? Pe clădire. Ok, vezi că îmi dau eu spawn acum, să nu te sperii. Dacă e cineva... Băi, oricum nu sunt pe clădire, eu sunt în spital. Foaaai, bă, cât ce-s? Morfină, hell yeah! Cum să fie, mă? Paolo, 100 de secunde, nu stau 200 de secunde. Bă, mi-e imediat instant. Si. Băi, am inventarul plin. Inventarul plin, cu tot felul de... Problema e că eu am ieșit pe scări. Acolo, în clădirea cu cupola. N-a intrat Loris? Nu. La mine mai stă 140, la tine cât sunt. Hai că vin și eu pe bloc, Rareș. Ok, hai. Vezi că o să-mi dau spawn, dar nu încă. Zic eu când îmi dau spawn. Dacă vezi pe cineva și nu se mișcă, las eu, dar dacă e cineva, sunt mort. Deci tu ce haine ai, ce ghiozdan ai? Nu mai știu, deja, ghiozdan nu mai știu, cred că albastru aveam, nu, chiar nu mai știu, dar știu că am haine de militar. Sunt full gear și am cască de aia de militar și am M4. A, da, parcă verde aveai. Da, verde, nu știu câte glan. Și Loris avea... Băi! Băi, frate, cum să se dea ta în spate? Și mi-a dat, cred că, unde am fost acum vreo 30 de secunde. Ce zici, mă? Mergem la bază să ciurim? Să intrăm pe... Dar de ce nu intrăm pe server, că mai mulți playeri? Că așa da. Avem... Păi avem gear, haide. Da, să întâlnim cu Loris. Dar să-mi dea și mie un spawn. Unde ești Loris tu? La baza militară. Ah, să vină. În noi. Îl așteptăm pe Loris. Până atunci noi ne facem un loc de spawn pe undeva pe câmpie sau undeva, știi? Și când venim, stăm și ajutăm new spawnii, știi? Dar le zicem gen, uite, am mâncarea asta și ăla este thank you și le împușcăm. Nu, frate. Ori suntem buni, ori suntem răi. Păi suntem bandiți, asta e și ideea. Noi ce? Suntem bandiți, să fraierești tipi? Da. Frate, nu. Suntem bandiți, de-aia ne numim Romania Bandits. Romania. Frate, nu, deci... Tu, dacă asta crezi că înseamnă bandit, tu n-ai habar ce înseamnă să fii bandit. Să furi și tot fel de chestii de-astea de la tine. Da, nu înseamnă să fraierești tipi, să te dai prietenul lor și apoi să-i omori. Păi nu, atunci îi luăm, ne zicem hands up, nu știu ce, îi punem să facă niște chestii, zice n-ai făcut bine și împușcăm și gata. Ca și să zicem să stea, zicem să stea și să ne dea o chestie de lui, dacă ne-o dă, lăsăm să scape, dacă nu îl împușcăm. Adică să știi, dacă vrei să știi cu adevărat, nici eu nu sunt bandit. Din ăla de bandit înseamnă pur și simplu să mergi la un tip și să-i ceri să-ți dea lucruri sau îl omori. Și dacă îți dă, îl las în pace. Dacă, exact. Dacă îți dă, îl las în pace, dacă nu, ți-ai luat tot. Eu fac ușor. Îl omor și gata. Zic că-s friendly și îl omor. Păi așa fac, zic aia. Aia dacă vezi unul full gear care poate să fie amenințător, da? Păi da, aia full gear, doar nu, aia full gear. Tipul care l-am omorât eu cu Diana era mult mai amenințător decât mine. Da, da, pe ăla care l-am omorât eu ieri. Mamă, aia de fapt, era periculoasă rău. Dar n-avea cum să mă împuște, acum am gândit astăzi la unghiurile posibile, n-avea cum să mă omoare. Fiindcă dacă se ducea spre mine, puteam să mă împuște, chiar trebuia să tragă după scară, efectiv, și n-avea cum să mă ia. Deci eu stăteam într-o poziție super bună. Eu doar spun pe scările din clădirea. Pe mine nici măcar nu cred că m-a văzut. Deci... când am omorât-o. Îmi zice, please wait, Andrei, mă vezi pe bloc? Nu. Zice, please wait. Poate mă omoară cineva să vezi ce urât fac. Te duci tu și-l omori, Andrei, și mi-l lași loot-o acolo. L-ai văzut pe Sherby când era mic. Cum adică? Păi nu știu pe la ce vă așa, deci m-am uitat acum pe Google Plus și am găsit-o pe maică-sa și... Era cât de mic?
Are o poză cu Sherby și Tamara care stau lângă ea și... Când e mic, într-a întâia, la 3 ani sau... Nu știu, mă, nu era la... LOL, okay, Tamara aia cumva se pricepe la ski sau ceva? La ce? La ski. Nu, de ce? Nu știu. Fiindcă am un prieten care o cunoaște, o Tamara din Cluj. Și nu știi numele de familie a ce e Tamara. Da, cum e? Zi-mi tu numele, nu știu, poate. Nu știu, nu mi-amintesc. Încă nu te văd pe blog. Păi da, mi zice plizul ei de nu știu când. Păi și mie. Mi-e frică, dacă eram polit, stai general ceva, dar pe blog e periculos. Nu e periculos, sunt numai eu aici. Ești pe blog acum? Bă, numai noi trei suntem, da. Dar aș de ce nu-ți spui din nou râbă, Crax? Mas, mi l-a scos din nou? Da. De ce mi-l tot scoate? Nu înțeleg, eu pun un nume și mi-l scoate. Bă, da. Asta. Rareș, îmi spui dacă ai auzit glontul ăsta, că trag eu un da, pistol. Pe lângă tragi, și tu pe altcineva. Trag, da. Trag direct, trag spre celălalt bloc. Mamă, please wait, tu. Bunicu. Cât suntem? Perfect. Gata, mi-a dat și mie spawn. Nu prezint. Gata, te văd. Eu să stau în Google-i. Nu te eu nu o să vin prea unde ești? Păi, aici. Nu te văd. Lol, eu un bug, nu te văd. Mă vezi tu? Da. Ce? Care? O, nu pot să pun luneta. Da! Ce? Am găsit clanțe. Pentru? 45 AKP. Mă rog, e nou opener. Pentru ce sunt 45 AKP alea? Pentru mine, pentru FNX, Ziloris. Și pentru 1900. Dar eu dacă le văd știu da. Să folosesc, dacă văd. Da, no, tu ai un... Suntem numai noi trei, lor. Da. Vai, ce acțiune e pe serverul ăsta, frate. Vă dați seama ce... Vă dați seama ce periculos e, acum vine unul și ne omoară. Ce-ar fi să ne omoare cine? Dacă mărim împușcat, știm cine ne-am împușcat. Ia, deci pot să mă pun ridicat. Hai să tragem după zombie ceva. Dar nu sunt nici măcar zombie. Yes! Când vrei să fie zombie, nu sunt, frate, da. Când... Oh, uite, first aid kit. L-ai luat tu? Am luat eu din el. Deci nu luăm blood kit sau de la. Nu mai iau blood kit, că niciodată ai văzut. Dar cum îți verifici sângele? Îți trebuie blood test kit. E aici, unul, pristin. Dar îți trebuie două, ca să verifici și a meu și a tău și și al lui Lois eventual. Dar vreau doar pe al meu, vreau doar pe mine să mi-l verifici. Cum îl verifici? Verifică-ți-l, pune-ți-l în mână și... Dacă-i dată pe el și dă test your blood. Dar nu merge, cum fac să-mi dau test your blood? Alt magnum, serios. Cum fac mă să dau test? Mi l-am pus în mână. Uite-l. Dai click dreapta pe el în inventar. Aaa, în inventar. Click dreapta, inspect. Start kit trebuie să se nască? Ce? Start kit trebuie să se nască? Nu mă, test blood kit. Aaa. Nu ai, bă, Ivy start kit. Eu știam că nu este test blood kit. Trebuie să... Și alea din toate dintre chestiile de medicină, test blood kit sunt cele mai rare. Și trebuie să testezi la uite mă, te... sau ăsta e blood bag kit, da. Deci mi-a tot apare o chestie așa rotundă cu reload, ce nu știu complet, nu vreau să-mi dai reload la nimic, bă, dar reload la armă. Mamă, câte încărcătoare am. A, n-aveam încărcătorul băgat, da, așa reload. Mă, câte încărcătoare, mă, miram, eu am inventarul prea full. Nu știu ce să fac cu atâtea chestii. Andrei? Uite, da, nu bine. Puține chestii. Uite, în 1911. Hai să ne întâlnim cu Lori, să-i mai dau... Ai auzit un clon? Nu. A, oricum n-avea acum, adică suntem numai noi. Hai să ne întâlnim cu Lori, să-i mai dau din chestii, că s-a aproape... Mamă, nu mi-e thirsty. Eu ai debut, Andrei, că sunt thirsty. Dar mergem, este pompă pe undeva, parcă. Dar n-ai mai și pentru mine suc. Nu mai am suc, am o sticlă cu apă, ia. Și așa asta să bei. Ia, bea tot ce e aici pe jos. Nu mai ai sticla e. Păi da. Păi și mi-ai aruncat ceva. Dar se pare că cred că e băguit. Mai are 67%. Vă vrei înapoi? Bea-o toată. Și la nu mai e setă la bău. Da, hai că mai bea. Să ne întâlnim cu Loris, că altfel n-avem, nu facem nimica. Hai, vino, spune-le, Loris. Sau...
Bă, oricum eu vreau să ne întâlnim aici la bloguri sau undeva prin zona asta și să sniperim pe un server full. Deci mai bine dăm loot la clădirile de pe aici și vine Loris înspre noi. Păi da, asta zic și eu. Hai că am terminat, am aruncat sticla goală, poți să-i tu să... Loris? Ce? Vii? Unde? Înspre noi. Da, stai! Andrei, eu sunt full military gear complet. Și pantalonii sunt militari. Alt magnum. Am găsit magnum. Andrei, știi că acum că suntem singuri pe server, aș putea să te împușc așa în cap, știi, și nu-ți ruinezi nimica și chestii și poți să te întorci să ți le iei, știi, nu? Îmi ruinez casca. E, mai am eu una. Ce zici? Încercăm? Avea optics. Ia să vedem cum e asta. E lunetă. Deci asta e lunetă de aia de apropiere. Trei, stai în față, mă, să văd cum se vede prin data. Măcar dacă tot o să găsesc un M4, o să pot să... Aaa, uite băi, ce șmechere, îți arată unde să duce glonțul. Pentru ce? Ce? M4? Da. Ia mi-le și mie. Nu vreau să fac record mondial. 2000 de glanțe. O trag în cruce. Hai, coboară, Rareș. Sunt un nesimțit. Stai, vreau să trag în zombie. Ce? Okay, dar nu este niciun zombie. Păi știu, asta e și ideea. Strag un zombie invizibil. Băi, nu pot să cobor. A, bă, da, uite, F. F. G. Pum, 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 pum. What you looking at, bitch? Te-i spata, mă, hack job. Bă, eu tot stau cu arma în mână și chiar și dacă știu că nu-i nimeni. Chiar, frate, bă. Nu noobi suntem. Dar mie îmi place să țin arma în mână. Da, dar poate vine un zombie, știi, și după aia ar trebui să o slăbească să fugim. Eu țin luneta aia de apropiere, să văd cum e. Bă, încep să cred că asta e de depărtare. No, uite, tocmai acum a venit un zombie. Vine, lasă-mi-l mie, te rog, să văd cum e luneta asta. Unde e zombiul? După să mine, eu sunt prin fața blocului. Am ieșit și eu din bloc, nu te văd. A, uite. Să vedem. Unde e? Salut. L-am tras ca boul, l-omorâsem. Ok. Am auzit, nu știu. L-omorâsem de mult, dar mai trăgeam după el. Ia, yeah, nu, no, eu n-am mirosele de glonțe, adică... Hai că eu încarc. Bine, nici n-avea ce să încarc pe cine. Îi trag între dinți la asta. Hai să mergem, nu, dar nu prea... Bă, aș vrea să facem ceva, dacă tot avem atâtea arme. Văd că nu prea mai murim. Păi e bine, mie îmi place. Bă, țin optics-ul ăsta, așa că mai bine ceva... Bum, brzim, brzim. Eu am ținut acum albe. Nu te văd, Andreea. Și măcar nu mai era atâtea rost să căutăm prin case, că nu mai găsești. Hai în spital. Tot ce putem, da, am intrat. Tot ce putem găsi și să ne trebuiască ar fi mâncare și eventual glanțe. Bă, eu glanțe am. Orez. Eu să-mi ajungă o grămadă de mâncare, nu prea am. Am un fresh zucchini, un canned beans, două sucuri. O portocală, can peaches. Can opener și eu. Eu n-am can opener. A, ba, dam unul? Nu, n-am. A, ba, dam unul și e... Am unul pristin. Ia, ce buți ăștia am. The whales. Interesant. Am can opener de eu. Până acum am deschis toate conservele și le-am mâncat. Le puteam deschide acum și să le mănâncă. Dă crești, fii atent. Oh, fuck. Deja. O să cred, dau bleed. De ce? M-a lovit un zombie. Păi da. Da. Mi-a dat crești de ziua. Dacă mă pune să mai aștept încă 200 de secunde. Păi de le. Ce mă disperă. Hai, Loris. O să ajungem la police station. Deci dacă e full, e perfect. Ce? Da, ce poli? Care e poli station? Da. Bă. Trebuie să mergem cândva și la aeroportul ăla din Electro, ați văzut vreodată? Da, nu este niciun aeroport în Electro, numai lângă... Lângă Electro, mă rog, lângă Cernu. Ăla cel mai bun aeroport. Da, ăla e la Balota. Ai fost? Da. Ce ai găsit? Adică, ba nu, n-am fost. Vreau să merg, dar n-am mai ajuns. Păi să mergem cândva. Dubai, frate, nu. Când murim. Cătușe! Băi, când murim putem să mergem. Da. Sper să nu murim. Adică, n-am mai murit de ieri. Adică ieri n-am murit deloc, de alaltă ieri. Da.
Andrei n-a mai fost unconscious de ieri. Odată spawn-ul lui George. Mamă, mă, nu cred. Norocosul de mine. Ce? Ce-a găsit Loris? Hai mă, ghici. M4. Dar nu-l lua, că puteți să împărțim glanțe și nu-mi plăce. Du-te, mă, am unul fi egoist. Ba da, ce armă ai? Stai mă, că și Diana are tot M4, ce facem? Trec M4. Dar nu vezi că ea nu se joacă, că nu știe păi, să ajungă. De noi nu trebuie să facem unul cu Mosin, unul cu Eschies și unul cu M4. Iar Diana o să fie cu microscul ăla, cu... Ăla, nu-i bine să fim doi cu M4. Lasă acum, ce-i cu a ta strategie? Tu mă bă, tu noi murim de fiecare dată din cauza că n-avem strategie. Nu! Ba, da. Noi facem strategie degeaba pentru că oricum murim. Păi da, dacă măcar să încercăm o strategie, ai văzut ce bune au fost aia, ne-au bătut. Erau patru și voi erați, ați intrat pe rând, a fost ca și tipul ăla și când noi eram trei. Bă, dacă intră și Diana, puteți să facem, ți-am zis, nu-i bine, eu îi dau glanțe, n-ai nicio problemă, dar... Nu știu ce să zic. Mamă, fii atent că acum am bug și nu mai văd pe aici. Hai, Loris, vină spre noi, nu mai lutui. Știi ce, eu nu mai iau Milena. Cum vrei, nu mai am. Păi, mie nu mi se... Cine vrea bandaje, că am prea multe. Eu n-am deloc. Ce? Eu n-am deloc bandaje. Cereale. Unde ești, Rareș? Eu în spital. Mi s-a... Ăla mic albastru? Da, nu, ăla mare portocaliu. Normal că nu ăla mic albastru, mai e vreunul pe aici. Da. Nu mă, serios? Eu le iau. În berezino. Hai că te-mi puș. Dar vezi că n-am lunetă și chestii să-ți dau, fiindcă am numai am trei lunete din fiecare care mi-a ținut. Ia bandajele. Nu știu, mai că Mosti nu-mi place. Frate, nu știu. Eu am glanțe de Mosin să-ți dau. Sigur că o să se întâmple așa dacă găsesc M4, că nu știu ce să iau. Vezi că eu am glanțe de Mosin să-ți dau. 40 sau ceva pe acolo. Nu știu, fac cum vrei. Dar aia să zic că pentru strategie nu e bine să avem toți aia. Dacă murim, poți să iei M4. Dar eu joc bine cu M4. Ah, mai am. Hai să mai ai niște bandaje. Ah, lasă că mi-ajung. Eu cu M4 știi joc ce? Bine. Ce ai zis? La Rong Shield, iau M4. Dacă mă gândesc mai bine... Nu știu, dar ți-am zis. Trebuie să ai strategiezi, nu ciurui cum face Andrei, că vede pe cineva, începe să dea ca disperatul. Și trebuie să nu te panichezi, dar ție-ți e cam frică. Și că asta, acum tu și cu mine o să mergem primii mereu. Nu mai stai în spate. Ok. Bă, cine trage? Voi n-are. Sunteți aici. N-are. A, bă, lău, e unul, George. Bă, George! Lol. Ai grijă, poate te omoară. Eu trag. Unde ești? Ești la bază? Am omorât. Hello, man. How are you today? Ești bună. Gata, SKS abia. A, păi... Mamă, i-am ruinat tot. Păi normal, M4 ruinează tot dacă tragi cu el, sau cu ce ai tras? Ce ai tras, cu Mosinu sau cu M4? M4, lasă. Păi normal, cu M4. Câte glanțe ai? Îți dau eu. Din 60-45, eu zic că am tras eficient. Îți dau eu paie de la mine. Hai că facem... Nu facem nimica. Dar nu-i bine cu două, nu-i bine cu două M4, vă zic eu. Lasă, bă. Vedeți că mă duc la baza militară. Garantez că nu o să fie. Este un scope acum. Nu te mai du până la bază. Asta e că era pe alt server. Dar oricum, eu am toate scope-urile. Hai pe trup să ne întâlnim, Loris, pe ce drum mergi? Am scope de apropiere, am scope de snipe și scope de tras după player, deci e super bun. Eu nu-mi pasă care îmi dai numai unul din astea dacă ai așa. Păi da, mi le țin pe fiecare, lasă-mă pe repede. Bă, dar trag eu că tu n-ai glanțe multe, Andrei. Ba, da. Câte ai? Rare, și ai Magnum. 80. Da. Peste 80. Andrei, vrei... Păi și astea sunt multe. Vrei pure pentru scope. Pentru SKS, da. Andrei, vrei pure... Stai, nu. Am pure scope pristine. L-am aruncat. Atunci long range scope-ul arunc, că nu-mi trebuie. Nu merge la SKS, deci da. Oh, mă... Bă... M-am speriat, știi, că l-am văzut așa... Ai ce avea? A, păi un SKS cu baionetă nu era încărcat, n-avea glanțe pentru el, îți dai seama. Păi era pro, bă, de bătea ala de soul. Pur soul. Mă, ce-am găsit eu ruined? Am găsit ceva ruined, stai, nu mă.
Bă, deci eu am două morfine, două bețe și o cânșă. Hai bă, după ăla a rămas pe server? Da, m-a rămas pe server. Haide să ne uităm că trebuie să-i dea spawn pe aici, știi, și o să vin aici. Haide să... Sunt prea multe spawn-uri. Mergem după. Bine, hai să încercăm. Poate-l bine. Prindem, ar fi foarte epic. Bă, și am cătușe. Eu ține doar așa și tu-i pui cătușe. Mă, ce-am găsit? Ce-am văzut ruin? Dai nașpa, mamă. Ah, UK Assault Vest. Mai era ruin. Scopul de ăsta, ia să dăm ăsta. Ăsta e mult mai șmecher. Îl păstrez că pot să țin doar... Ăsta e cel mai șmecher scop, tată. Și prisnic. Ăla cu copil. Vezi, mă, ce șoa. Aveți mâncare sau sucă? N-am. Eu am două sucuri, dar n-am nimic. Eu nu mai am nimica. Poate mor de la foame, iar. Eu nu mai am nimica legat de mâncare, din păcate. Păi dacă le-ai mâncat. Grăsane, mănânci tot, nu ți-e rușine. Păi sunt energized. Eu mănânc pentru mine să fiu energizat. Și eu sunt energized. Băi, unde este pompa? Stai așa. Că să mă uit pe hartă, că am... Ia uite-l pe ăla, uite-l pe ăla, uite-l pe ăla. Unde, frate? Ce vrei, mă, bă? Uite-l, mă, ești chiar. Prindeți-l, mă. Legați-l și țineți-l acolo și spuneți-i că nu-l... Pentru el. Uite-l acolo e. Oh, bă, am tras din greșeală acolo. Bă, stai ei, zombie, bă. Ei, zombie colorat. What the fuck? Da. Ia mă, cum mă pot fi de ochi. Ia să vadă, mă, crezi. Andrei, Magnum sau 1911? Hai, zice crezi. Pentru care ai mai multe glanțe? Pentru 1911. Atunci ăla. Bă, da, prost mai e. Okay. Nu mai trage după mine, bă. M4 ăsta pentru... Nu trag după tine. M4 ăsta pentru... asta e cinta? Aaa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 
Faza e că dacă stăteam cu Mossy... A, bă, e obosit prostul ăsta. Puteam să-l nimeresc, numai... A. Body, nu înțeleg. Știi cum l-am prins? Se bătea cu un zombie. Să trag, mă, ca să-l iau pe ăsta. Stai, nu i-a tras 5 pe lui, a tras și în zombie câteva. Mă, bun. Bă, Andrei, ascultă-mă, deci ăla se bătea cu un zombie și ăla am ieșit din police station și l-am văzut pe tip. Păi bine, mă, hai, vină spre noi. Vreau să văd dacă e unconscious, dar nu cred, adică dacă l-ați văzut voi sau... Nu știu. Bam. Eu i-am dat și tu i-ai dat de la același timp. Cui? Da, frate. Păi da, exact. Exact, deci... Exact. Tu ai tras la o secundă după ce au murit, dar nu, deci... Hai, mă, cine? Un zombie. Zombie. Ah, credeam că tipul, că trebuia să-l prindeți pe tușele și să-i spuneți că nu. Ba, le trag după tine. Bă, eu vreau să mergem la pompă. Ce pompă? Nu înțeleg. Pompă, bă, să-mi umplu, am două cantinuri și două sticle cu apă. Dar un, ce aia pompă? Really? Man, really? Păi depinde care mai multe înțelesuri, pompă de umflat. Bicicleta, roțile, chestii. Pompă de băut apă din pompă. Se bea. Andrei, ai ceva care folosește gloanțe de Mossin? Nu. Poți să le arunc atunci sau ce? Păi da, ai zis să ține. Câte de gloanțe Mossin aveai? 64. Paolo, și eu mai aveam încă 40. 65. Oricum, bă. Leo, am consumat... Nu sniperesc mult și nu-s prea bun la sniperii de ăsta. Mie îmi place să sniperesc, nu-s bun la... A, nu, e o prostie că suntem cu M4. Fiindcă o să tragem amândoi după tip și o să-i ruinăm toate chestiile. No. Bă, ideea nu-i să iei loot, ideea-i să nu te omoare. Ei, ideea să nu-i iei loot, că rămânem fără mâncare și murim. Întregi nouă mâncare. Uite, am găsit o cască care-i badly damaged. Mamea, ce e? Pristin, mamă, deci am casca asta de când am început cu caracterul și nu mi-am luat niciun glonte. Bă, zic câte scope-uri ai în total pentru M4? Eu 3, doar că fiecare e pentru ceva. Unul e pentru sniperit, unul e pentru apropiere și nu e pentru, ți arată gradele pentru zombie. Unul nu te ajută cu nimica, deci scope-ul ăla e foarte prost. Adică scope-ul stock, default? Nu. Stai, e badly damage de la prostul. Ia, e spart. Nu. Am găsit pompa, este. Nu, deci am unul de apropiere și unul de depărtare. Și n-am cum să-ți dau, că pe ăla de apropiere îl țin când alerg și așa și când dau după player îl țin pe ăla de depărtare, fiindcă de la cap, nu știu, e foarte bun ăla de depărtare. Pentru
Și pentru acum, atunci când l-am omorât pe ăla acolo de depărtare am dat. Știi, pe ăla care te omorât pe tine, lui să avea de apropiere și de la ăla l-am luat. Asta apropie foarte mult, dar nu-mi dau seama cum trebuie să vină ținta, asta idee. Știi, ăsta e mișcă mâna, efectiv. Nu, bă, nu mai trage. Eu trag. Câte glonțe ai? Nu știu, dar nu mai am multe, am consumat la greu. Nu știu, mai cam mai am 1000 crep acolo. Am consumat multe, am tras ca bou după zombie de la distanță. Bă, eu mi încarc. Loris, am apă la greu dacă vrei. Două cantinuri și două sticle cu apă. Rale, și eu zic să stăm aici să mai căutăm conserve, acum că avem și opener. Uite, mă, dacă tragi cu arma, rămâne acolo unde-i tras chestia. Ce șmecher sniperezi cu M4? Nu e de sniperit în niciun caz. M4 nici... Ba, nu. E super prost pentru sniperit. Trage... Fii atent, eu țin ținta pe zombie și trage la 2 metri de el. Deci e serio? Foarte prost. Și acum am omorât un zombie de la distanță mare. Păi da, eu de la distanță foarte mare vorbesc cum se trage, că așa după player care mai și aleargă e chiar foarte greu, cred. Green cargo pentru să vedem cum sunt ăștia. Ok, cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like și ne vedem data viitoare. Pa!